Bun găsit, vă spun la Observatorul Prahovean Live, a doua emisiune astăzi. Suntem în direct alături de John Cristea. Bun găsit, John! Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație! Te-am invitat în această emisiune după ce am citit la tine pe john.observatorul.ph.ro o declarație cu adevărat emoționantă a uneia dintre candidatele de la Miss. Ai avut o provocare pentru o altă etapă din Miss generația lui John, aceea de a împărtăși inclusiv experiențele neplăcute din campania Manifest, de fapt, Stop Bullying. Este un subiect pe care tu l-ai abordat de mai mult timp și cred că merită să insistăm pe acest subiect, pentru că, din păcate, lucrurile nu stau nici pe departe așa de bine cum ne-am fi dorit. Este un fenomen care, din păcate, este prezent în școală, nu știu, la mall, oriunde, atât în viața reală cât mai ales online. Și vreau să te întreb, după ce ai primit mesaje de la concurente pe acest subiect, dacă ar fi să tragi și o concluzie, cât de puternic este fenomenul ăsta? Cât este victimizare nefondată a unor tinere care vor să iasă în evidență? Vorbim în primul rând de adolescente. Și cât este un fenomen, cât se poate de real? Mi-e foarte teamă de toate discuțiile astea, care ar putea la un moment dat să devină o normalitate. Uite niște oameni care vorbesc despre un subiect de bullying, iar de fapt și de drept în realitate lucrurile să funcționeze total diferit. Mi-e teamă de campanii care ele spun lucrurilor pe nume, dar în realitate, în societate, nu se întâmplă nimic. Și mi-este și mai teamă dacă nu reușim să trezim cât mai mulți tineri și tinere în speță cu Miss generația lui John vis-a-vis de un subiect care cred că l-am trăit și noi în copilărie și o să-l tot trăim până când cineva o să înceapă să pună la punct toate aceste subiecte și toate aceste manifestări care vin tot de la adulți către copii, iar copiii mai departe manifestă o stare de violență către un alt tânăr. Vorbeai despre articolul care deja a apărut în john.observatorul.ph.ro și e un mesaj unde nu că n-ai cum să nu vrei să parcurgi textul, n-ai cum să nu vrei să afli de ce se întâmplă în continuare în 2021 astfel de lucruri și mai mult de atât, de ce nu se intervine la timp? De ce tinerii nu sunt învățați să apeleze la părinți, la poliție, la diriginte, ba chiar să spună atunci când este cazul de față cu ceilalți colegi, nu e normal. Nu e corect, mai ales că avem acum camere de filmat în școli, mai ales că mulți dintre tineri, mai ales pe vreme de pandemie, sunt în mediul online și stau acasă. Mai sunt vreo 10 ore în care se poate vota, 10 ore din a doua etapă și urmează cea de-a treia etapă, cea cu manifestul pentru Stop Bullying. Fetele sunt încântate pe de-o parte că vor putea face parte din acest proiect, pe de altă parte e un moment de vulnerabilitate pentru acestea. Și noi avem foarte mare grijă ca vulnerabilitatea să fie înțeleasă ca o putere, ca un pas înainte spre dezvoltarea acestora și spre impunerea, evident, cu respect în fața societății, pentru că nu e bine ca un tânăr la 13 ani, așa cum spune această poveste, să nu poată să meargă la școală pentru că e teamă să nu fie huiduită persoana, să nu fie agresată psihic sau fizic. Uite, citesc din interviul pe care ți l-a acordat persoana respectivă din motive lesne de înțeles, nu o să-i dezvăluim identitatea, mai ales că aceste fapte s-au întâmplat atunci când persoana respectivă avea 13 ani. La 13 ani, ok, indiferent cât de dezvoltată ești din punct de vedere fizic, ca și adolescentă, preadolescentă, totuși ești un copil, da? Bun. Citesc din declarația pe care ți-a dat-o tânăra respectivă. Când eram mai mică, la vârsta de 13 ani, am avut parte de o experiență neplăcută cu un băiat căruia îi plăcea de mine. Eu, fiind un copil și văzându-l doar ca pe un prieten, nu am vrut mai mult decât o prietenie. Acesta, din frustrare, a început să zvonească lucruri false despre mine, să mă acuze de lucruri pe care nu le-am făcut. Vă dați seama la ce se referă tânăra respectivă. În acel timp, mai ales la vârsta pe care o aveam, era ceva extraordinar de grav și toată lumea a început să aibă o părere proastă despre mine. Am fost etichetată, bătută, hărțuită, inclusiv pe stradă. E greu ca adult să faci față unui astfel de episod, da? Cu siguranță
și noi, chiar dacă avem un ecart de aproape 10 ani de vârstă, am trecut în copilărie prin astfel de incidente, să spunem. Însă să ți se întâmple lucrul acesta la 13 ani, fată fiind, să vezi colege sau colegi care râd de tine, nu mai zic dacă ești agresat fizic, pentru că un băiat, un anumit băiat a lansat niște zvonuri nefondate despre cât de ușuratică ești, mi se pare cumplit. Asta e o declarație când tânăra avea doar 13 ani, însă ea vorbește la 18-19 ani despre această poveste. Da. I-au trebuit ani buni la rând în care să se gândească dacă e bine să vorbească despre așa ceva sau nu. Și o astfel de declarație vine cumva cu perdea, vine sub ideea de anonimat, pentru că e foarte dificil, chiar și în zilele noastre, să spui ceva care te doare, să spui ceva ce ți s-a întâmplat și să aștepți compasiune, să aștepți înțelegere, pentru că de cele mai multe ori nu vin. Feedback-ul e, păi ai fost un fraier sau lasă că tu așa meritai. Cine știe ce ești, făceai și tu atunci? Sau tu ești de vină, păi ia uite cum te îmbrăcai, dar aveai un ruj provocator, dar îți plăcea să ai decolteu adânc și așa mai departe. Oameni buni, faptul că o tânără, un copil la 13 ani, prefer să-i buletin, spun copil, da? Bun. Nu știu, se îmbracă într-o fustă mai scurtă sau în niște pantaloni mulați, asta nu dă dreptul nimănui să o consideră o persoană ușuratică, vorbind de copii de 13 ani. Și ca un copil să ajungă, să urască, să mai meargă la școală, da? Pentru că este victima unui bullying din ăsta oribil, este un fapt la fel de grav ca și când, nu știu, ok, lăsând la o parte sau poate părea exagerat, dar cred că traumele suferite de un copil în acest context sunt la fel de mari ca cele ale unui viol. Sincer, îți spun că din punct de vedere emoțional, cele două fapte, chiar dacă par una pare mult mai gravă decât cealaltă, din punct de vedere emoțional, au aceleași consecințe asupra unor copii. Ce trebuie să subliniem este faptul că atât agresorul, cât și fata de 13 ani, victima, erau doar niște copii. Și atunci agresorul cumva copiază un anumit tip de comportament din anturaj, din familie, din ce vede, nu știu, pe internet, sau acumulează foarte multe frustrări și nu știe cum să le elimine, cum să le dea afară, și atunci este mult mai simplu să arate cu degetul către o victimă. Se caută o gazdă vulnerabilă și acolo se duc cele mai multe dintre intențiile negative. Așadar, atât agresorul cât și victima cumva nu sunt de judecat, ci sunt de educat, de informat. Pentru că dacă vorbești cu un copil de 13-14 ani, spune, păi da, Gigel își mai ia bătaie din când în când, dar și-o merită. Lasă că oricum părinții lucrează la nu știu ce serviciu de salubrizare, nu are nicio șansă. Și atunci pe astfel de etichete, sau pe faptul că nu se îmbracă bine, sau pe faptul că nu are ultimul model de telefon, un tânăr devine din ce în ce mai vulnerabil în fața tinerilor care vor să-și arate un pic mai mult forța, pentru că așa au fost educați. Însă o astfel de declarație, dacă e luată un pic mai cum să spun, mai la analizat, mai puternic, mai conform legilor în vigoare, și un adult se trezește că în sfârșit este părinte și are un copil care este hărțuit, poliția ar trebui neapărat să acționeze cât mai curând și să facă astfel de informări din ce în ce mai des în școli, chiar dacă știm că există stop bullying. Pentru că am vorbit cu cineva astăzi și mi-a spus, las că știu de stop bullying. Zic, ok, și dacă știi despre stop bullying, care e problema? Este important să știm, este și mai important să acționăm, să nu rămânem indiferenți atunci când se întâmplă ceva, să-i susținem pe cei care trec prin astfel de episoade. Abia acum de vreo 2-3 ani au început oamenii să meargă la psiholog, să-și descopere traumele. Nu e o rușine să spui că ai o traumă, nu știu, a abandonului, a violenței domestice, ca să poți să vezi cum vei fi de aici încolo. Nimeni nu spune unui copil, nu-i spune, hei, dacă ai o problemă, dacă cineva ți-a făcut bullying în copilărie, ție îți rămâne o rană, metaforic discutând, tu o să mergi mai departe cu acea rană, dar trebuie să ai grijă din acel moment de tine, ca nu cumva victima să ajungă agresor mai târziu în viața adultă. Partea proastă este că mulți renunță la a riposta în sensul în care să facă o plângere la poliție.
Iar cei care o fac au acel sentiment de neputință, de ok, am făcut și asta, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu a pățit nimic, nu i-a fost nici măcar scăzută nota la portare, poliția a dat, eu știu, un NUP sau în cel mai bun caz o amendă de câteva sute de lei părinților. Și spun asta în contextul în care aseară Observatorul Prahovean a publicat un caz cu adevărat șocant în care o tânără, nu vorbim de o adolescență, sau o tânără, da? O tânără, nici o nu mai tânără, contează ce vârstă avea. Hărțuită și agresată fizic și verbal, am publicat inclusiv prin screen-urile mesajelor de pe WhatsApp chiar de către un polițist cu care a avut o relație și care polițist a supărat că tânăra a vrut să-i pună capăt relației, a agresat-o, repet, fizic și verbal. Dacă un polițist se comportă așa, oare cum va acționa în spiritul și litera legii cu un agresor, când el este fix un agresor? Bine, cred că e de subliniat faptul că până și polițistul e tot om. Absolut. Și în afară de a-și exercita meseria, probabil că are situațiile lui personale. E clar că atunci când vorbești de un om care reprezintă o instituție care trebuie să reprezinte încredere și siguranță, poate că ai gândit un pic diferit, dar eu îl văd tot un om cu foarte multe greșeli, pentru că până la urmă este omenește să greșești, dar nu de două ori în același loc și dacă se poate nu cu intenție. Și dacă se poate deloc în ceea ce privește violența? Clar, total de acord. Absolut. Însă e de fapt un mare semn de întrebare vis-a-vis de toți oamenii cărora le este foarte teamă să se exprime vis-a-vis de ceea ce li se întâmplă. Pentru că una este să vorbim noi deschis despre un caz, un subiect, cum este cel pe care l-a prezentat Observatorul aseară. Da. Și alta este să vin eu în calitate de victimă și să pun punct unei situații. Să mă duc să dau o declarație la poliție. Întrebările sunt așa. Ce mi se întâmplă? Ce se rezolvă? Dacă îmi iau în cată bătaie? Dacă vin și mai corect mulți? Dacă spune despre mine nu știu ce? Dacă trimite pozele acelea cu mine pe care le-am trimis când eram noi iubiți? Dacă le publică să undeva? Se răzbune. Exact, în semn de răzbunare. Da. Că ar fi capabil. Da. Revenind la inclusiv la o nouă etapă din concursul Miss Generația lui John, aș vrea să rugăm pe colegul din regie, pe David, să înceapă să publice mesajele trimise de concurente. Este o selecție a mesajelor pe care le avem în campania Miss Generația Regiune, etapa a doua. Da. Mesaje motivaționale, mesaje care exprimă un slogan sau ceva reprezentativ pentru acestea. Sunt ultimele 10 ore în care pot fi votate pe miss.generațiaregion.ro. De precizat, pentru că de mai multe ori mi s-a spus că este doar un concurs de popularitate. Nu e vorba doar despre un concurs de popularitate. Este vorba despre un concurs unde aducem inclusiv 5 fete alese de către juriu în marea finală de pe 14 octombrie. Așadar, există posibilitatea ca publicul să te voteze, dar există și posibilitatea ca juriul să te aleagă în marea finală, chiar dacă tu, nu știu, ai ieșit din prima etapă, n-ai avut niciun vot în această campanie. Important este ca juriul să te placă. Declarația pe care am primit-o n-a venit ca un fel de provocare. Hei, fetelor, scrieți despre bullying și vă rog să-mi trimiteți ca să publicăm noi în Observatorul. Nu! Noi le-am anunțat că va exista cea de-a treia etapă, cea în care ele se vor filma. Asta e pentru prima dată când spunem că le-am comunicat doar acestora, dar public. Da. E pentru prima dată când vorbim despre faptul că în partea a treia există o componentă video pe Stop Bullying, da, care cumva este declanșată această campanie și motivată în același timp de o astfel de declarație. N-ai cum să stai cu mâinile în sân atunci când se întâmplă așa ceva. Corect. Și până la urmă testăm și carisma, și atitudinea, și poziția vis-a-vis de subiectul acesta, și creativitatea pentru a merge mai departe și a fi votate. Uite, dacă apreciez cu adevărat ceva la concursul pe care tu l-ai inițiat, este faptul că nu este un concurs de mis tradițional, da? Fetele sunt provocate inclusiv să discute despre niște teme sensibile. Nu le urcăm în costum de baie, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, să defileze pe un podium și să fie asimilate unei
mărfi oarecare, da? Inclusiv tu le provoci să vorbească despre niște subiecte considerate tabu și nu doar de ele, ci de întreaga societate. Și uite, sunt acele mesaje pe care tu le-ai selectat, care sunt cu adevărat interesante și pline de substanță. De obicei, fetele frumoase, cu sau fără filtru, au această etichetă. E frumoasă, dar e puncte-puncte. Naivă, să-i spunem. E, uite că un astfel de concurs aduce în prim plan și fete inteligente care arată bine și care arată bine nu doar din punctul de vedere al numărului de like-uri de pe Insta, ci arată bine ca fată, ca tânără, ca adolescentă. Arăta, cred că arăta bine înseamnă a îndeplini mai multe criterii, nu știu, a merge, și le iau așa foarte basic, a merge la școală, a face ceva extra față de școală, adică ok, nu știu, că ai o pasiune, ai un job part-time, că ajuți pe cineva, că ești într-un ONG, faptul că ai un punct de vedere. Mi-ar plăcea ca această generație să fie din ce în ce mai educată în a gândi înainte de a face ceva, nu de a face pentru că așa e trendul, așa e moda. De aceea vorbim acum în campania pentru etapa a treia de Stop Bullying, pentru că nu ne-a plăcut și nu ne place să existe așa ceva în 2021, pe final de 2021, în condițiile în care se spune că se vorbește despre așa ceva. Că știm ce înseamnă bullying în școli, știm cum să acționăm, avem suficiente programe pentru așa ceva, dar ele sunt în continuare prezente, doar că sunt mult mai mascate. 10 ore din etapa a doua? Adică la miezul nopții închidem etapa a doua de votare, tragem linie și jumătate dintre candidate merg în etapa a treia, cea cu Stop Bullying. Cum ți s-a părut, ca și număr de voturi, ca și interes, a doua etapă față de prima? Era clar, era de așteptat faptul că mesajele acestea vor avea un ecou, vor avea mai multă greutate, pentru că n-a fost vorba de un vot venit doar din partea unui susținător, a fost vorba și de oameni care au intrat pe site și au votat mesajul pur și simplu, îmi place fata asta, are un mesaj mult mai bun, hai să-l votez pentru că mă reprezintă și pe mine, îmi place mie sau vreau să-i ofer acest curaj. Mult mai multe voturi decât în prima etapă și mult mai mult interes, presupun că explicația ar fi și faptul că deja susținătorii s-au obișnuit cu a vota, s-au obișnuit cu a fi alături de fetele astea care au din ce în ce mai mult curaj. Una e să vorbim de 91 de fete, da. Alta e să vorbim de, vor mai fi 24 dacă nu mă înșel, în etapa a treia. Rămân tot mai puține, iar pentru finală o să mai avem doar 15 cu tot, cu cele 5 care sunt alese de către juriu. Dar da, nu ne așteptam, ne așteptam să fie mai puțin, dar se pare că lucrurile sunt foarte faine și noi sperăm la și mai mult pentru campania de Stop Bullying, pentru că aceste mesaje musai să aibă ecou atât pentru comunitatea prahoveană, cât și dincolo de județ, pentru că de ce nu, dacă putem să avem ecou în întreaga Românie, foarte bine, să începem. Se poate vota o singură dată, există un filtru, astfel încât organizatorii se asigură că nu există niciun fel de probleme din punct de vedere al numărului de voturi, da? Totul este safe, totul este transparent, astfel încât să nu existe discuții că o concurentă sau alta și-a pus boții să îi acorde mai multe voturi decât celelalte. Deci din punctul ăsta de vedere, introduci adresa de e-mail, primești pe adresa de e-mail un cod, îl introduci în platformă și astfel noi știm că ți-ai validat votul, alegerea și că nu e vorba doar de ceva, nu știu, din partea unor roboți. Avem mai multe sisteme care verifică platforma și probabil că unii sunt supărați pe subiectul acesta, dar ne bucurăm că sunt supărați, înseamnă că ne facem treaba foarte bine, că echipa Miss Generația lui Genul își face treaba foarte bine și că voturile sunt pe bune, sunt acolo și că există niște oameni în spate care chiar stau și își introduc adresa de e-mail, verifică, își introduc codul, după care se întâmplă minunea, adică încă un vot înregistrat. Când începe faza a treia? Cine imediat, se califică în faza a treia? Imediat după această seară, după ora 23:59 de minute 59 de secunde, vedem care sunt primele 24 de fete care au înregistrat cele mai multe voturi, iar cu acestea mergem mai departe în etapa a treia, cea legată de Stop Bullying, etapă care începe pe data de 4 octombrie, adică se termină săptămâna asta și fix după ce s-a terminat și începe săptămâna viitoare, adică de luni, începem etapa a treia, tocmai pentru că
deja putem să spunem că suntem pe ultima sută de metri. Și când spun ultima sută de metri, mă gândesc inclusiv la finala de pe 14 octombrie. Dacă mă întreb ce se va întâmpla exact pe 14 octombrie și numărul de cazuri de COVID, nu mă întreba acum, dar sperăm să fie bine până la capăt și să le oferim... Să le oferim scena fetelor care au muncit atât de mult și care muncesc chiar și în aceste momente pentru, pentru titlul de Miss Generația lui John. Oricum, în locația respectivă se vor respecta toate normele de siguranță. Dacă, mă rog, incidența din localitatea unde se desfășoară evenimentul o va impune, inclusiv accesul va fi pe bază de pașaport COVID, ca să fie cât se poate de clar, respectăm toate normele, regulile impuse de autorități, pentru că e o situație specială și e normal să se întâmple lucrul acesta. Vreau să te întreb în ce constă această campanie din etapa a treia, Stop Bullying? Este o provocare pentru candidatele care merg în etapa a treia, provocarea de a se filma. Unii ar putea spune, domne, este un mini-vlog sau este... o porție, o lecție din viața fiecărei candidate cu mesajul Stop Bullying. Le provocăm pe tinere să vorbească despre bullying, fie că e vorba de viața personală, fie că e vorba de un exemplu care din exterior, evident în ideea, în măsura în care putem să difuzăm acele materiale video. Toate materialele sunt verificate și trecute prin mai multe discuții cu fetele, tocmai pentru că este un subiect sensibil și ne dorim tare mult ca afișarea acestor materiale pe internet să fie în beneficiul candidatelor, în niciun caz să se simtă, nu știu, discriminate, să vină comentarii răutăcioase. Apropo, cei care comentează, că știu că mai sunt oameni care comentează răutăcios, nu mai faceți asta pentru că stricați foarte multe vieți foarte rapid. Spun asta pentru că sunt tinere care m-au sunat, că au intrat, nu știu, poate ți se pare prea mult să spun o tânără de 16 ani că a intrat în depresie, dar respect fiecare părere în parte și mi-ar plăcea ca publicul să fie din ce în ce mai receptiv, așa cum am întâlnit, că sunt și oameni care au zis bravo, felicitări, mergeți înainte. John, dar în primul rând, ceea ce faci tu și noi, în general, nu o facem ca să, din dorința de a fi popular, de a fi plăcuți de toată lumea. Nu. Partea proastă, eu mi-asum, tu ți-asumi, nu știu, mesaje, înjurături și așa mai departe, da? Ne asumăm. Oameni buni, dar când îți verși frustrarea, nervii, o zi mai proastă asupra unor copile, mi se pare totuși prea mult. Chiar nu putem să ne abținem de la a face lucrul acesta? Întreb și eu. E tot un fel de bullying și comentariul. Absolut. Tocmai de aceea l-am punctat. Atunci când cineva are un comentariu răutăcios și neargumentat, poate chiar total pe lângă, la tot bullying. Da. Doar că este în mediul online. Și fie că este în spațiu public, fie că e în spațiul privat, are la fel de mult efect. Ba chiar uneori în public s-ar putea să vadă acel mesaj înaintea ta o persoană pe care tu o cunoști, să te contacteze, să spună pe ce ai făcut, mă uite și da, ia uite ce spune lumea despre tine. Da, deci e adevărat. E vorba de un mesaj scris de un frustrat, de obicei, un ID fals și așa mai departe. Despre asta discutăm. Asta e altă poveste, că nu ne asumăm atunci când spunem ceva. Evident. Ne teamă că... Te cheamă Andrei și atât. Și ai făcut pagina ieri. Oameni buni. Bine, la o adică și Andrei Stapopescu, dacă e să le iei la bani măruți la un moment dat și vrei să... Că mulți nu știu treaba asta, că cineva te înjură în spațiu public sau chiar și în spațiu privat, chiar și Andrei ăsta care este ascuns și e pus acolo cu bluga în cap, poate fi identificat. Foarte Doar simplu. Că oamenii nu fac treaba asta. Da. Oamenii nu reclamă atunci când se întâmplă ceva pe Facebook. Mi se pare că Facebook este o jucărie, dar de fapt este... Noi suntem ca la piață acolo. Noi ne vedem într-un oraș, unii dintre noi ne știm cu ceilalți, pe alții cunoaștem pentru prima dată. Când cineva ne jignește, trebuie să le spunem, nu-mi place, mă deranjează. Nu este ok, nu e nici legal, nu e nici moral, nici nimic. Și cred că asta este marea lecție pe care cu toții avem de învățat, pentru că tinerii suportă bullying-ul, dar adulții din ziua de astăzi sunt foștii copii care n-au reușit să treacă peste acele traume, exact, și se activează mult mai rău și devin agresori. De aceea vedem oameni care sunt violenți, au o explicație în spate, însă uneori este mult prea târziu. Da. Și după ultima etapă, cea de-a treia, rămân 10 concurente în funcție de numărul de voturi, da? Cele Corect. Mai multe voturi, da. Și 5 concurente alese de juriu.
independent de numărul voturilor obținute. Ba da, chiar o să le sugerăm celor din juriu, vedeți dacă nu cumva vă plac mult mai mult fetele care n-au avut aproape niciun vot, ca să se înțeleagă că nu e vorba doar despre voturi. Da, e vorba și despre a munci la această campanie de Miss Generația lui John, adică să-ți dorești să fii Miss Generația lui John. Fiecare fată trece prin mai multe etape, însă dacă n-ai reușit pentru că tu ai doar 20 de urmăritori pe Instagram, nu e niciun fel de problemă. Juriul ar putea în orice moment să te salveze, să zic așa, și să te aleagă pentru marea finală, chiar dacă tu ai ieșit, te-ai descalificat încă din prima etapă. Deja anumite premii au fost acordate pe parcursul acestor etape. Cu siguranță cele mai consistente dintre ele vor fi acordate în marea finală. Pe final de emisiune, un mesaj pentru cele care vor pătrunde în penultima, de fapt, etapă, pentru că ultima este etapă finală. Online și exact. Penultima din toată campania. Mesajul e să fie sigure pe ele, să aibă foarte mult curaj, să nu le pese de ceea ce spune lumea, mai ales lumea care nici măcar nu e cunoscută, doar niște părelologi. Hai, domnule, să ne dăm și noi cu părerea de ce a spus cineva. Să folosească această oportunitate ca pe o baghetă magică, pentru că s-au înscris foarte multe fete, au rămas mult mai puține și e clar că ele practic reprezintă acum o forță și de fapt vedem mesajele să fie autentice, să nu meargă după cum arată trendul, ci să meargă după cum le spune sufletul și ce își doresc ele în viață, să-și stabilească încă de pe acum un obiectiv, fie că au 15 ani sau 22-23 de ani. Mesajele pe care le pot trimite concurentele pot veni și din experiențele personale, să vină ca un fel, evident, cele care vor avea curajul să treacă peste trauma suferită. Pot fi și mărturisiri? Evident. Cu mare drag îmbrățișăm astfel de acte de curaj, le și aplaudăm și le ținem sub strictă supraveghere, să zic așa. Mă refer la cei care ar putea să adauge anumite comentarii pe care nu le permitem. Trebuie să spun treaba asta foarte, foarte clar, nu permitem. Pe mine unul mă deranjează foarte tare atunci când văd un comentariu pe Facebook care vine de la un neica nimeni, oricât de mult s-ar spune că nu contează, ba da, pentru mine contează, aș vrea ca fetele astea să n-aibă nici măcar un comentariu de hate, pentru că muncesc din greu. Adică în afară de faptul că a început școala și facultate și așa, fetele astea își alocă din timpul lor ca să convingă oamenii să fie votate. Și muncesc. Și atunci munca lor merită să fie răsplătită, nu doar prin premii care sunt în valoare de peste 20.000 de lei, ci prin respect. Da? Dacă nu te interesează, e ok. Te înțelegem, mulțumim, la revedere, exact. Pa. Dar dacă te interesează, dacă ești aici, să ne arăți că ești cu noi, să ne arăți că dai mai departe această campanie și că stop bullying-ul ăsta chiar e cu stop. Hai să-l oprim. Inclusiv mesajelor negative, tendențioase, înjurăturilor și așa mai departe. Vărsați-vă furia, nu știu, pe mine, pe John, lăsați fetele în pace, da? Știam de ce mă inviți în emisiune, okay. Acum îmi dat seama. Bun, îți mulțumesc, John. Eu mulțumesc, și cu siguranță ne vom revedea înainte de marea finală. Atunci poate vom face și o prezentare, evident, cu nume, prenume, poze a concurentelor care vor intra în marea finală de pe 14 octombrie. Vă mulțumesc, cu dumneavoastră mă revăd mâine alături de Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae la o nouă ediție de emisiune Dezbaterii la Observatorul Prahovean. O zi bună, că de fapt e seară? Nu. Încă nu e, zi bună. O zi bună. La revedere.